Nebunia continuă, prieteni, nici bine că reușim să terminăm aici transferurile, că ia uite, vine de nicăieri ofertă pentru Rudy de la Ajax, ofertă bună, aș zice eu, având în vedere că nici Rudy nu e chiar wow, dar m-a prins puțin așa fix aici pe final, nu știu exact ce să mai fac, cum să mai duc, pe cine să mai aduc, numai să ne intre banii să văd acolo Rudy sold și atunci știu cum să procedez, dar pe moment n-avem așa un buget, știi, să pregătesc din timp un mijlocaș, sper ca repede să se efectueze transferul ăsta dacă chiar îl vor. Hai să vedem, office, financial report, da, Rudy sold, l-am vândut pe Rudy, stai picuț. Earlier in the year set, finished the list profit and as we know, you see in permanent financial report, we can confirm that you met our... Ho, ho! Ia uite că am făcut profit 30 de milioane. Băi, super! Vezi, mă, eu fac treabă, bă, aici, mă, nene, mă, eu fac treabă la Schalke, am scăpat, ia uite, 18 milioane. Am scăpat de toți ăștia bătrâni, de lemn mort, să-i spunem așa frumos, deadwood, așa zic, știi, britanicii, la jucători ăștia care, aia, bă, clean the deadwood, știi, lemnul cel mort, care, într-adevăr, poate să încolțează, să prindă rădăcini și să își revină respectivul jucător. Dar nu la noi, a avut timp destul, noi vrem altceva, fresh, țac, pac, curățăm și... Pac, treabă bună. Deci, Eggstein, mi s-ar părea un mijlocaș bestial să vină în locul lui Rudy. Într-adevăr, și el are acolo stats-ul, din câte se bine vede așa mai de CDM. Dar este din nou zic neamț și are vuloa interesant. Fofana, iarăși ar fi așa pe sistemul ăla, așa, tot mai spre CDM. Ok, ăsta nu putem lua, ăla e prea scump. Ăsta, ce păcat că s-a transferat. Asta e păcat că s-a transferat, l-aș fi luat pe ăsta și așa nu cred că aș fi avut bugetul, clar n-am bugetul să-l cumpăr pe ăla. Aici desigur am refuzat cu Craiova, deci cicl de o pică, ne trebuie o săptămână să putem renegocia cu Craiova și nu avem respectivul timp, deci pică ideea aia. Elmas ar fi o soluție relativ de avarie, să zic așa, un mijlocaș care încă trebuie modelat, nici nu știi ce îi, un pic defensiv, spre atac, așa o idee, dar măcar n-a, e tânăr, are potențial, e din Macedonia, sure, why not? Azi de mai aici, Jones, pe moment este, cred că, numărul 1 în opțiunile mele pe care cred că o să-l cumpăr. Ce mai avea pe aici? Dar n-avem destui bani pentru el. Pedri iarăși este foarte scump, ăla sunt foarte scump. Puig? Na, mai degrabă la pe ălalt. Aici deja aș dăm pe jucător de camp, că na, oricum pot să reprofilez ca și KM. De exemplu pe ăsta, pe Wirtz. 17 ani, are stamina, nu prea are strength, ceea ce da, forțez mai mult să fie cam. Dar oricum cred că e scump, da, e scump. Stai așa, Reina. Dar cred că și el e prea ofensiv, nu? Ba nu, ea care un pic de strength, așa, nici nu e așa, wow, la finishing sau ce, are un pic de dribbling. Short pass, ia uite, ia stai așa. Giovanni Reina. KM, ce ziceți? Da, ar fi interesant, ia, că tag position nu prea îi. Composure, dacă se vede în fața porții, e cam slăbuț. Pace-ul e corect, așa. Eu chiar îl văd pe ăsta ca și KM. Chiar îl văd KM. Bun, Reina, numărul 1 aici la favoriți. Și cred că el o să și fie. Dacă nu ia mai ăsta, ar fi interesant. Musiala de la Bayern, asta e mai mult de evoluat decât cât am eu acum chef și timp. În rest, toți sunt foarte scumpi. Sau prea mult de evoluat, sau... Prea mult, da. Cred că luăm pe Reina. Este și un jucător așa recent apărut, este un jucător care și în realitate are un potențial foarte mare și ușor, ușor își mai face așa prezența la Dortmund, dar la noi clar va fi titular, deci Reina ar fi super mișto să vii la noi la echipă, ca de obicei o tradiție în ultima vreme, noi să-l oferim pe Huntelaar la schimb, că vrea echipa sau nu, noi îl oferim pe Huntelaar. Desigur că nu-l vor pe Huntelaar. Ok. Nu v-ar tenta oare un portar? Un portar nu v-ar tenta așa, unul acolo, așa, țac, pac. Nu.
Dar totuși, suma care o cere Dortmund pe Reina este o sumă care chiar îmi place. Adică 14, practic un milion peste valoarea sa este foarte corect pentru un 17 ani, un jucător atât de fresh, plin de potențial, tot. Da, suntem de acord, mai dăm 100.000 de euro, cred că aia e șpaga, știi, aia cred că... Da, șeful, am reușit să-l vând pe Reina pentru 14 milioane fix. Da, și 100 de milioane, știi? România, garantat, cred că aș fi așa. Bun. Deci hai să vedem. Reina crucial, Igen Pista, sigur. Uite așa, contract length, 5 ani, știi cum zic? 5 ani? Da, perfect. Așa, da, fără clause, sigur. Ce salariu mic vrea? 3.000, 4.000 de euro. Da, bro, gat, batem palma. Și dacă stai așa să te gândești, eu l-am vândut pe Rudy la Ajax. Stai că ne și uităm, de fapt, mai ușor. Offers, transferiste, nu. Received, sent, shortlist, nu am ăla. Stai că cred că l-avem aici, dacă ne uităm la Schalke, unde suntem noi aici. A, dar nu vedem fix cât. Transfers, transfer hub. Unde văd schema aia pe ce jucător cu care l-am vândut transactions, așa. Deci, l-am vândut pe Rudy cu 14 milioane, da, 13.900, bă, deci gândește că am primit 14 milioane pe Rudy, un jucător care e destul de slăbuț, dar nu era rău, dar la 30 de ani, deci 14 milioane, și eu practic banii care i-am luat pe Rudy, l-am luat acum pe Reina, uite. 14 milioane 100. Frate, hai să fim serioși. Salariu mult mai mic decât Rudy și potențialul băi, bestial transferul ăsta, dacă e așa ca și un schimb. E perfect. Deci hai să îl punem atunci repejor pe Reina aici. Uth, din nou să revină unde este locul, adică pe banca de rezerve. Și Reina, desigur, să stească acolo să intru la development și să-l fac cum. Unde e aici development? Deci să vedem atunci unde e Reina. Demir Reina. Development și atunci tu să ne devii cum. 163! Wow! Ok, cred că o să rămână... Da. Wow, totuși bă, are 17 ani, de ce e așa de greu să-și modifice? Ce să fac, să lăs așa și apoi în timp? N-are rost. Lăsăm balance, las să evolueze pe toate pozițiile și... Da. Atunci mai degrabă îl fac pe Harit. Atunci îl fac pe Harit și lăs pe Reina cam. Aha. Hai că facem așa atunci. Harit, cam. Hai să dăm Harit dacă reușim să-l facem cam. Am văzut acolo că practic el are potențial de la... Adică are ca și position cam. Deci ar trebui să fie easy peasy. Dar unde căcat e Harit? Harit. Ia-l-ai. Development plan. Da, eu acum îl învățam să fie cam, știi? Position change în 2 săptămâni, el devenea cam. scuze, Harit, my friend, devii cam. scuze, bro, știi, acum, bă, decide-te, vrei să fiu cam sau cam, ce, doamne, tămătă-te-l schimb pe Harit pe toate pozițiile. Bine, hai, ultima oră rămas, hai să vedem ce transfer s-a mai întâmplat pe aici. Augsburg, mai mult a vândut decât... de fapt, Funes Mori. Așa, Bayern. L-a luat pe Milinkovic, pe Savic, pardon, nu Milinkovic, Savic. Cred că Savic, ăla, montenegranul KB de la Atletico, da. Aspas, ciudat transferul la Aspas, și la Port. Având în vedere că au plecat Boateng și Alaba,
Înțeleg de ce a venit Savic și Laporte. Laporte foarte bun, Savic, nu știu ce să zic, și a plecat Martinez, da, pe ăla l-aș fi vândut și eu. Au vândut un jucător în valoare de 72 de milioane și, wow, ăștia trei, 176 de milioane? Laporte, Aspa și Savic. Jesus. Noi am vândut jucători în valoare de 76 de milioane și am cumpărat în valoare de 85. Eu zic că am făcut treaba bună. Cât am vândut, aproape că atât am și cumpărat, bine, și acolo, na, trebuie, na, să cheltuiești bani, ce să-i faci. În rest, Frankfurt a vândut de jucători 38, rotunjim de sigur, 38 de milioane și l-a cumpărat pe Kramer cu 18. Trist. Hertha, pe de altă parte, este o surpriză foarte plăcută. L-a luat pe Berisha și Bamford, doi atacanți buni. I-a luat și cred că pe Yeremina și unul Villa. Și au vândut doi jucători în valoare de 11. Dar totuși, bă, Hertha, de unde dracu a avut Hertha? 65 de milioane. Deci, serios, gândește că i-au vândut doar de 10 milioane, da? Deci asta înseamnă că Hertha are un buget așa de mare de transferuri. N-aș fi zis niciodată. Wow! Cei de la Bayer Leverkusen au vândut jucători în valoare de, hai să-și rotunjim iarăși, 100 de milioane și au cumpărat de 120. Da, au câte transferuri și totuși, bă, 120 de milioane, bă, Leverkusen, zici că e Bayern aici. Ia uite, l-au dat pe Bellarabi, pe Bailey, pe Wendell, nouă ne-au dat pe Frimpong, ce-au luat acolo, Bore, Saka, João Pedro, pai de cap, mă gândesc, nici nu cap pe listă. Hai să dăm aici, că am trecut peste, da, peste Borussia Mönchengladbach și au făcut transferuri, nu de renume, dar corecte. Cei de la Leipzig l-au dat pe Forsberg, da, puțin bătrân, alea. Ce au luat aici? Bogai, bun, dacă e francezul ăla de la Sassuolo, bun. Puertas, interesant. În rest, ăia la alți doi, nu știu, dar au dat 78 de milioane pe ei. Psst. Hoffenheim. L-au vândut de 71 de milioane. L-au vândut pe Kramaric. Ale foarte bun, mă, de ce l-ați dat? Și au luat pe Martinez, White și Wind. Habar n-am. Stuttgart l-au dat pe Gonzalez de 33 de milioane, bă, câți bani. Wolfsburg l-a, wow, l-a dat pe Vergo ăsta, belgeanul la ST, 48 de milioane și a luat de 40 de milioane, 3 jucători. Westwood, Cabasele, he-he, și aba n-am ce să ia. Ok, așa, Vidra. Vidra, ok, un atacant bunicel aici pentru Werder Bremen. Köln, mai nimic. Mainz, mai nimic. Bielefeld, mai nimic. Dortmund, ăla-i. L-au văzut pe Guerreiro, Reina și Delaney. Trei jucători perfecți, tank. Bine, Reina a venit la noi. Și a luat Buendia, care a primit și Team of the Season și chiar mi se pare un jucător foarte interesant. Mazraoui, cred că e râbul ăla de la Ajax, iarăși foarte bun. Roberto, oare tot râbul ăla de la Barça? Nu știu, sigur, n-aș put... nu, oare? Și Forsberg, bro? Forsberg? Ah, mă rog. Da, interesant, interesante transferurile făcute aici în Bundesliga. Oricum s-au cheltuit o grămadă de bani, cum vin eu de acolo, de la sărăcia, de la Forest Green și văd ce sume pe aici. Zic, da, bă, parcă am și uitat cum e feeling-ul să cheltui, să spargi bani. Dar las că mai facem noi career mode cu echipe mari, oricum ăla e singurul road to glory. Oricum plănuiesc, dar nu vă zic ce plănuiesc. Nu, îs rău. Vreau să fiu băiat rău și nu vă zic ce plănuiesc, dar plănuiesc ceva numai să termin aceste serii, că deja prea multe am pe cap, să zic așa, prea multe mi le-am înhămat. Bun. Să dau un scout și lui Buendia, vreau să văd aici cum este acest jucător, desigur, Hazard, să l-am aici pe shortlist, dar sigur, dacă tot sunt aici, na, mă fac și așa o mică paranteză și mai dau și eu un scout ceva. Ok, Axel Witzel, ia uite, Akanji, foarte mișto, CB-ul, Hamels acolo, mânier, da, ia uite, el, Mazraoui, da, el e. Foarte bun. Ia și Roberto, am avut dreptate. Sergio Roberto de la Barcelona. Lol, ăștia și-a luat doi jucători pe RB și-l mai aveți și pe Munier. What? De câți jucători de RB aveți nevoie? Bă, Dortmund. Ce faceți mai aici? Ia Bayern, cu Aspas la 33 de ani, el care valorează 27 de milioane. Bă, ce doamne ați putut voi cheltui? 170. Pe bune că nu știu, nu înțeleg.
De asta am venit să văd. Ok, azi ne-am Sane, Marc Roca, Chateau Lisso. Asta cine? Nu știu cine, dar... Ok, deci, Davis, ei au luat pe la Port. La Port a fost scump, da. De la Port, cotată la 79 de milioane. Wow, 28. Wow, câți bani. Și da, Savic, care m-am zis eu, e ăla de la Atletico, da. Da. Și-a luat apărare, într-adevăr scumpă, dar na, altfel stai, că a plecat Alaba și Boateng, măcar știi că ei în continuare sunt safe, să zic așa. Uite că avem și câțiva de ăștia tineri aici, care poate n-aș strica să pun și-o așa ala-ndala, că nu știu dacă o să reușim ceva fără treaba asta noastră de training. Fără training, știi, mai greu să evoluezi jucătorii ăștia juniori, e foarte greu. Deci în FIFA ăsta, chestia asta cu youth development e aproape useless. În sensul în care, știi, măcar atunci puneai ăia, îți vineau niște jucători de ăștia așa tineri și... Da, atât îi puneai la training între timp, știi? Și apoi, ia uite că ușor, ușor ajungeau acolo la un nivel în care și tu știi să faci treabă cu ei. Hai că punem, desigur, unul pe Germania, că logic. Stai să mai luăm încă unul de ăsta de... Nu știu cea mai ieftină. Ăsta 800.000, hai fie. Și pe ăsta îl punem... Hai să luăm așa o altă naționalitate. Pe cine, unde să punem aia, să zicem așa, avem Estonia, așa, Islanda, hai să-i luăm islandezi, da, mă, Islanda, Iceland, gata, fac, Islanda și Germania, uite, țaca, pac. Ok, na, că totuși Schalke, știți, practic n-au o bază de juniori, trebuie, oricum și noi avem o echipă foarte tânără, echipă cu potențial, îmi place foarte mult echipa, care mi-am croit-o, să spun așa mai frumos. Kabak, desigur, nu. Desigur, Nastasic voi sta pe gânduri, dar nu. La un sezon garantat stă cu noi. Chiar nu ne descurcăm nici cu bănuții. N-are rost. Numai așa să-l dau și apoi ce? Știi ce zic? Da. Ok, foarte bine. Am terminat nebunile. Iar să zicem aici vine aici o ofertă pentru ăsta. Nu știu cine e ăsta, dar dăm accept. Și ne dau un jucător la schimb. Shit. Nu m-am uitat la asta. Dar, hei, e 400.000 de euro plus un jucător de... Parcă am văzut un milion și ceva. Bine, bă, hai fi. Dă-l încolo. Poate să am noroc mai mare cu ăla care vine din America, știi? Da, backer, așa, pre-contract. Așa. Deci, swap deal. Știi, tiki-taka. Ia-și dăm. Ce? You have agreed the terms you can start negotiating with the player. Da, negotiate, hai să Matt Real. Deci 400.000 de euro plus Matt Real, care cred eu că, da, e ok. Ia, 21 de ani, și el e tânăr, prospect sporadic. Ei, nu fi bulangi. Hai să vedem, așa, cât dracu, 5 ani, sigur, așa. Așa, suntem de acord, fără list close, așa ne place. Bă, am o tuvie aici ca și, cum zic, ca și un om fără casă. Ia, acceptă tu 3.000 de euro. Aia zic, perfect. Bun, deci a venit Matt Real, a făcut schimbul și ne-a intrat și 400.000 de euro acolo. A fi, ce contează. N-am fost eu atent, am dat repede accept, așa, mă, hai, fie, du-te, știi, și m-am trezit cu ăsta, știi, opa, stai pe că era schimb. Deci, nu știu, așa, din viteză, din anumite faze, câteodată un pic de neatenție, ia uite, da, nu contează, nu, suntem pe minus, oricum, am luat 400.000 euro cash și așa l-avem pe, unde-i tântălău? Că am făcut treaba asta și s-a terminat perioada de transfer, da. Va veni de-abia în iarnă. Ups. Da, bun, ok. Deci, bine de tot. Hai, că de acum încolo o să vină meciurile, e gata perioada de transfer, acum e o perioadă de asta de internaționale când te vedeți cu Tucu și Kabak să plecați la națională. Bun, hai, ne auzim în episodul viitor. Să înceapă meciurile.